6 octombrie. Sfântul Toma, cel pomenit azi, a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos, cunoscut de credincioși după porecla pe care a primit-o Toma Necredinciosul sau Toma Didimus, adică Geamănul. A fost numit astfel pentru că prin necredința sa, după învierea Domnului, a sporit mai mult credința în Biserica lui Hristos. El nu a crezut în vorbele celorlalți ucenici până când singur a putut să-l vadă și să-i pipăie rănile. Este considerat a fi ocrotitorul întârziaților. Dacă în aceste zile cade multă brumă și zăpadă, luna ianuarie va fi moale și călduță și cu cât frunzele cad mai curând, cu atât mai roditor va fi anul următor. Și azi se mai găsesc zone în care se agață o seceră, o secure sau un topor lângă coșul casei pentru a ține lupii deoparte. Iar femeile nu scot cenușa sau gunoiul din casă, deoarece zicerile spun că în perioada de împerechere, lupoaicele calcă hotarul satelor, răscolesc gunoiul și caută tăciunea prinși pentru a-i mânca și a deveni mai fertile.